Stimați telespectatori, avem alături de noi pe doamna Valeria Comșa, vicepreședinta Fundației Milă și Dragoste din Brașov. Pentru început am vrea pentru telespectatorii noștri să ne spuneți cum s-a înființat această Fundație Milă și Dragoste și ce este Fundația Milă și Dragoste. Fundația Milă și Dragoste a luat ființă în 2000. Scopul fundației acestei este să ajutăm oamenii necăjiți, bolnavi, să ajutăm pe cei care nu au hrană, pe cei care nu au haină. Și Dumnezeu ne-a ajutat de am putut să o înființăm. Și de când noi am înființat, înainte de această înființare, am lucrat, adică așa, fără acte. Eu mergeam la prăvălii, la patroni, la mai aveam cunoscuți și spuneam lucrul acesta. Uitați, avem un grup de oameni care nu au ce mânca sau, uite, vreau să vizităm spitalul acela de la Vulcan, de la Zărnești, unde sunt acei cu neurologie. Sunt bolnavi grav acolo și acolo nu trebuie. Fie alimente, fie haine, fie bani de transport, fie așa. Și în marea majoritate se adăuga câte o persoană, două, unul punea mașina, unul punea sărmalele, unul punea pâinea și mergeam până acolo. Ori noi patronăm și la închisori, cămine de bătrâni, cămine de copii, anticapați, tot felul de oameni din aceștia în suferință și nevoie. Fiindcă Dumnezeu aici ne-a chemat și ne-a învățat ca să întindem mâna la cel sărac. Fiindcă atunci când un nenorocit strigă, Dumnezeu aude. Și noi am auzit, că eu mai ales, că trebuie să fac acesta slujbă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne ajută. În al doilea rând, am vrea să ne spuneți ce face concret Fundația Milă și Dragoste. Fundația Milă și Dragoste mai apelează la niște depozite, de exemplu avem la Cluj, la acolo depozitul central unde ne ajută cu haine. Pregătim în tot timpul zilelor când noi avem plecări din acestea, adică noi care mai suntem, că deja 2-3 mai suntem, fiindcă au plecat unii acolo, unii la Constanța, unii s-au dimisionat, sau așa că 7 persoane, de fapt, suntem. Dăm mâncare la cei flămânzi, îmbrăcăm pe cel gol, ajutăm pe cel, v-am spus, cu cărucior, cu cârjă, cu cadru, cu... Și scopul este ca să mărturisim și să vestim calea Domnului. Adică să mănânc cuvântul Domnului, oricând ne ducem și oriunde, ducem cu noi literatură creștină, primim mai greu, că acum știți, toate sunt cu bani, dar Domnul ne binecuvintează când știe El că trebuie, ne mai trimite. Și mergem, când avem cu ce, numai că situația e în așa fel, fiindcă mașină noi nu avem la fundație, după aceea persoanele nu pot să spun că n-au venit cu noi și acolo unde mergem suntem ajutați de ceilalți. De exemplu, acum ducem fructe, ducem pepeni, ducem din astea la sezon. Avem un depozit aici la Brașov care ne mai ajută cu zarzavaturi. Spunem că, uite, de exemplu, avem o tabără de copii nefavorizați, din ăștia necăjiți, și zic că ne trebuie acum niște zarzavaturi. Dați-te
ce putem vă dăm. Și atunci ne-au dat că putem să arătăm chiar și o biserică săracă. Mergem în jurul Brașovului, acolo facem masă, am avut posibilitate să facem chiar și la 200 de persoane. Acolo la frații aceștia, Bruneț se cheamă. S-a bucurat mulți, copii sunt foarte mulți care sunt foarte goi și Dumnezeu să pună pe inimă cine dorește să ajute, noi suntem de acord ca să primim orice și să dăruim orice. Asta este următoarea întrebare. Cum ar putea să vă ajute cei care urmăresc această emisiune și acest interviu? Puterea de a ajuta, noi suntem, avem statutul și este ăsta, actele statului, suntem aprobați, sigur, de Dumnezeu prima dată. Dăm acte de donație, primim prin donație, știți? Așa, deci nu avem bani de cumpărat. Cu banii stăm foarte greu, că banii nu ne dă, că nu au nici ei, cred, multă lume. Cum ar putea să ne ajute? Cu ce ar dori, de exemplu, cum a ars o casă a unor oameni, frați la Vălenii de Munte, care deja noi toți ăștia colaborăm cu mai multe fundații ca noi și noi cu mine, știi? Am pus mâna de la mână, unul așa, unul așa, și acum să-i facem rost de niște mobila. Căutăm, ne rugăm și Domnul Iisus și cu Dumnezeu Tatăl lucrează El la inimile oamenilor. Chiar am fost telefonată duminică de către un domn de o familie serioasă, fiindcă are o mobilă de sufragere. Am și mers și am văzut-o și acum transportul să ne ajută Dumnezeu să le putem duce acolo. Da. Aveți un număr de telefon sau un... Avem telefon, sigur că avem. Avem 0748... Da, vă rog, spuneți. 90-44-20. Avem și un frate, un președinte, așa aici la noi, numai el a avut deja două accidente și nu prea poate să mai dea ajutor, cum se spune, dar dumnealui figurează și îi dăm și telefonul dumnealui. 0742 938 945. Da, mulțumim frumos și Domnul să vă binecuvânteze în lucrarea pe care o faceți și să vă ajute și să vă folosească în slujirea semenilor, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvânteze și mulțumim și noi și Domnul să pună pe inimă cine are dorință din asta să ajutăm oamenii, că avem foarte mulți. Mulțumim frumos!